și de noi de fiecare și ce să spunem, prin bune, prin mai puțin bune, totuși suntem în casa Domnului, suntem în locul în care putem să ascultăm cuvântul, suntem în locul în care putem să auzim o vorbă bună, suntem în locul în care putem să ne învățăm pe noi înșine și doresc ca Duhului Dumnezeu să ne miște inimile în această zi, să facă o trezire în viața noastră, ca să înțelegem cuvântul pe care noi l-am auzit în această dimineață prin fratele Marco când a spus, zice, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Dragilor, aș dori totuși să ne ridicăm în picioare ca să dau ascultare la câteva cuvinte din Evanghelia după Luca, capitolul 13. Câteva versete, o să completez ceea ce am auzit citind în această dimineață de fratele David, unde spune în felul următor. Evanghelia după Luca, capitolul 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galilieni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galilieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galilieni pentru că au păsit astfel? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care au căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și el a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sărit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a venit, a zis vierului. Iată că sunt 3 ani de când vin să caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul. Mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Ocupați locurile. Pare că această zi de sabat este una mai specială. Nu știu de ce. Simt, prin Duhul lui Dumnezeu, că vrea să trezească ceva noi în această dimineață. Simt prin Duhul lui Dumnezeu că vrea să ne învețe ceva pe mine, pe tine, pe fiecare din locul acesta. Faptul că chiar și cuvântul în această dimineață pe care noi l-am auzit, le-am auzit la timpul de rugăciune, toate mesajele acestea ale Scripturii au fost spre a mă îndrepta pe mine ca să fac un pas înainte spre Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și lucrul acesta mă determină pe mine să-mi fac o analiză, mă determină pe mine să mă opresc puțin și să-mi fac o analiză a vieții mele spirituale și să-mi dau răspuns în dreptul meu și în dreptul tău. Care este atitudinea ta? Care este comportamentul tău? Care este starea ta spirituală între tine și Dumnezeu? Sigur că rezultatul tuturor lucrurilor sau a tuturor cuvintele pe care noi le găsim scris în Sfânta Scriptură ne îndeamnă acolo. Și ne arată, ne duce spre rod. Ne duce spre rezultat. Ne duce spre, cu imaginea noastră, spre un pom care ori a dat roade, ori n-a dat roade. Ori a făcut roade bune, ori a făcut roade rele. Și prin aceste ilustrații pe care noi le găsim în Sfânta Scriptură, Dumnezeu, prin Domnul Iisus, vrea să ne facă să înțelegem cine de fapt suntem. Și ce de fapt suntem noi. Suntem niște oameni care, așa cum spunea fratele Marco, dorim cu adevărat nu numai să venim la casa Domnului, dar dorim cu adevărat să avem părtășie din cuvânt, dorim cu adevărat să auzim cuvântul, dorim cu adevărat să tindem
spre lucrurile drepte, spre lucrurile bune? Sau suntem niște oameni care suntem purtați ca niște nori încoace și încolo? Suntem purtați de vânt și în stânga și în dreapta și de fapt nu știm nici unde mergem, nici unde suntem, nici ce vrem. Un lucru sigur, încă pe timpul Domnului Iisus, un lucru singur, spunea Ioan Botezătorul încă în pustia Iudeii, acolo când propovădea oamenilor, le propovădea botezul pocăinței, oamenilor buni. Vedeți că securea, deși a fost deja înfiptă la rădăcina pomilor, deja securea deja a fost înfiptă, adică judecata lui Dumnezeu, deja a început împotriva celor care nu vor să se pocăiască. Împotriva oamenilor care, de fapt, Dumnezeu le dă șansă, le dă speranță, le dă timpul la dispoziție și oamenii nu vor să se pocăiască. Vedeți că, spunea Ioan Botezătorul, securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Când auzim aceste cuvinte, le auzim așa ca o poveste, ca o metaforă, ca o ilustrație, dragii mei, nu ar trebui puțin să trăsăm de frică, să spunem așa, când auzim aceste cuvinte și când putem să ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu vrea să judece în această zi cu mine, sau cu tine, sau cu copilul tău, sau cu soția ta, sau cu familia ta. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. Dumnezeu vrea să te pună, de fapt, poate că în cântar, în această dimineață sau în această zi. Și s-ar putea ca să scrie în dreptul tău numărat, cântărit și? Împărțit. Și? Împărțit. Dar de ce? Numărat, cântărit și împărțit. Pentru că spune Dumnezeu în dreptul lui Belșațar faptul că timpul domniei lui, zilele lui au fost deja numărate, decise, faptul că a fost pus în cântarul lui Dumnezeu și a fost găsit cum? Ușor. A fost găsit ușor, auzi? Iată că împărăția va fi împărțită și chiar și tu, sfârșitul tău va fi aproape. Adică, puține cuvinte, putem să spunem așa. Decizia în dreptul tău, Belșațar, a fost luată. Este da și amin. Dragilor, acesta este Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu care îți vorbește ție, îmi vorbește mie de atâtea ori. Și nu luăm aminte. Mergem cu gândul nostru și spunem, când vedem ceea ce se întâmplă în altă parte, mergem și zicem, băi, auzi ce necaz mare au fost acolo, în locul ăla, și oamenii au fost nepocăiți. Oamenii ăia au fost niște păcătoși. Oamenii ăia au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu a trimis nimicirea. Mulțumesc, Doamne, că pentru peste mine n-ai trimis aceste nenorociri. Mulțumesc, Doamne! Ne uităm în altă parte și vedem că vine nenorocirea, se întâmplă unele dezastru și tot așa merge și judecăm în felul acesta și spunem că oamenii cei au fost niște păcătoși, de aceea Dumnezeu i-a blestemat. Avem această ilustrație în acest exemplu din Luca, din capitolul 13, unde Domnul Iisus stă de vorbă cu niște farisei, cu niște cărturari, cu niște oameni de rând, probabil, cu niște oameni săraci, cu mai mulți oameni. Stă în discuția lor și unii dintre ei, precum și ucenicii, de multe ori întrebau, când Domnul le spunea câte o pildă, Doamne, dar Tu ne spui și nouă pilda aceasta. Deci, pilda respectivă ne primește și pe noi că suntem ucenicii Tăi sau numai pe păcătoșii ăștia care n-au nimic de a face cu Tine? Iubiților, nu facem și noi de multe ori așa. Nu facem și noi de multe ori așa oare? Nu ne privește pe noi ceea ce se întâmplă dincolo, pentru că noi suntem pocăiți. Și noi cunoaștem pe Dumnezeu și noi avem pe Domnul Iisus, am primit iertare, am primit mântuire și noi suntem ok. În această dimineață, sigur că
situația în care suntem, să spunem, vremurile prin care trăim, sunt vremuri tulburi. Pe de o parte putem să spunem că sunt vremuri binecuvântate, că nu ducem lipsă de nimic. Avem în casele noastre hrană, avem bani, avem de toate, ne-a dăruit Tatăl Ceresc de toate lucrurile. Tot ceea ce ne dorește inima. Dar mi se pare că nu avem, de fapt, ceea ce ar trebui să avem. Ce este mai de preț ca bani, ca mașini, ca și case. Nu avem pace. Nu avem pace în sufletele noastre. Nu avem pace în inimile noastre. Nu mai există pace. Și mă întreb, cum de nu mai există pace în casa la mine, sau în adunare la mine, când eu mărturisesc că cred pe Domnul Iisus Hristos. Eu mărturisesc că am pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Și El zice, să rugați, zice, vă las pacea, vă dau pacea, nu vă dau cum o dă lumea, ci o dă în altă formă. Și dacă El ne dă pacea Lui, dacă El ne dă mila Lui, de ce nu am pace și nu am liniște în casa mea? V-ați întrebat vreodată? V-ați întrebat vreodată, de ce nu ai pace? De ce nu ai pace? De ce nu avem pace în familie? De ce nu avem pace în adunare? De ce nu avem pace în comunitate? De ce? Că toți îl mărturisim pe Domnul și toți spunem că îl avem pe Domnul în inimile noastre. Pentru că Domnul Iisus le spune clar. Vedeți că acești oameni care a amestecat Pilat sângele lor cu jertfele lor, probabil că au fost un măcel, din câte înțeleg eu aici, probabil că Pilat i-a omorât pe acești oameni, pe unii oameni care aduceau jertfe în locuri probabil necorespunzătoare sau jertfe idolilor. Nu știu textul simplu la ce se adresează, știu doar că acești oameni au fost măcelăriți. Știu doar că oamenii aceștia au fost justificați, să spunem așa, de Pilat și lucrul acesta îi se aduce la urechile Domnului Iisus în oarecare fel. Vezi, Doamne, oamenii aceștia au fost păcătoși și Dumnezeu i-a nimicit. Vai, ce bine de noi că noi suntem neprihăniți și Tu ești cu noi și nu ni s-a întâmplat nimic. Ei, oamenii aceștia, Galilieni, care este o distanță aproximativ 200 de kilometri, să spunem, de la Ierusalim, oamenilor aceștia le spune Domnul Iisus, care stăteau de fapt de vorbă, le spune un simplu lucru. Bă, oamenilor, băgați de seamă. Nu înseamnă că dacă oamenii aceștia au murit, dacă oamenii aceștia au fost măcelăriți, voi deja acum că sunteți cu mine, sau ați crezut în mine, sau vă bazați pe nu știu ce, voi deja sunteți considerați neprihăniți. Și le spune, dragilor, dacă nu vă Auzi ce le spune Domnul Iisus. De ce ei vin cu judecata, unii vin cu judecata și le spune, uite ce s-a întâmplat oamenilor acela păcătoși. Și Domnul Iisus le spune clar, măi oameni buni, dacă tu și cu mine nu te pocăiești astăzi, vei avea același sfârșit ca oamenii aceștia. Nu te cutremuri astăzi, fratele meu. Chiar nu te mișcă Duhul lui Dumnezeu în această dimineață și zici, băi, s-ar putea întâmpla și mie acest necaz, cum s-a întâmplat la Genova anul trecut, când autostrada a căzut dintr-o dată și au murit o grămadă de oameni, probabil nevinovați în ceea ce privește autostrada. Dar totuși oamenii cei au murit. Nu te-ai gândit că puteai să fii tu acolo, puteau să fiu eu, indiferent din tinerii aceștia, frații noștri de pretutindeni, ba da! Vedeți că Dumnezeu, prin aceste ilustrații, ne îndeamnă la pocăință. Ne îndeamnă la pace. Ne îndeamnă la iubire. Și totuși ea nu este. Vreau să dau ascultare la câteva versete mai în sus de capitolul 13, unde spune Domnul Iisus în felul următor. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau? Decât să fie aprins. Dar chiar acum. Acum am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Și cât de mult doresc să se îndeplinească.
Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci acum înainte din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei. Socra împotriva norei și nora împotriva socrei. Dragilor, Domnul Iisus spune clar, voi ce credeți că eu am venit să aduc pace pe pământ? Ce spune? Nu. Iubiții mei, Isaia în capitolul 9, cu versetul 6, profetul Isaia spune în felul următor despre venirea împăratului, despre venirea lui Mesia. Zice, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ, în care pe pământul în care acum este necaz, după cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali. Și în vremurile viitoare o va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan și țara Galilei neamurilor. Poporul care umble în întuneric vede o mare lumină și peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Și trec în versetul 6. Știm că profeția aceasta, după sute de ani, avea în vedere pe cine? Pe împăratul mesianic. Avea în vedere pe Mesia, care era profețit, care era vestit din profeți, care trebuie să aducă lumină în Israel, care trebuie să aducă neprihănire, să aducă pace. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia lui va fi pe umărul lui și îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al păcii. Iau, Domn al păcii. Profetul Isaia direcționează, să spunem, aceste virtuți, dacă vreți, sau aceste calități ale împăratului mesianic, printre care vedem că îl vor numi și Domn al păcii. Vine acest împărat mesianic și la un moment dat dă toate peste cap și spune, vedeți că de fapt, eu n-am venit să aduc pacea. Și am venit să aduc ce? Dragilor, există ceva ce nu se leagă. El este numit Domn al păcii, el zice, eu vă dau pacea, el este cel care din doi a făcut una, a făcut pace, a surpat zidul de la mijloc și a făcut pace între cei doi, prin însuși trupul lui, și totuși vedem că în Evanghelia, după Luca, este declarat că el aduce dezbinare. De ce? Sau despre ce fel de pace este vorba? Versetul 20, Ioan 17:20. În rugăciunea Domnului, care o face pentru, nu numai pentru ucenici, ci zice, eu mă rog, pentru cine? Pentru toți și chiar cei care vor veni după voi, pentru toți fac această rugăciune. Și zice în felul următor, versetul 20. Mă rog nu numai pentru ei, adică pentru ucenici, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și nouă astăzi ne-a fost dat cuvântul vestit de ucenici și credem în Domnul nostru Iisus, prin cuvântul pe care l-am primit de la ei. Dar mă rog, zice, ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis, că i-ai iubit cum m-ai iubit. Tată, vreau ca acolo unde sunt ei, eu, să fie și împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea și slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă m-ai iubit înainte de întemeierea lui. Dragilor, această rugăciune pe care Domnul o face, ca noi să fim una, așa cum El și cu Tatăl, ei sunt una în
dragoste, în iubire, în ascultare, fiți foarte atenți, că vorbește una, să nu înțelegeți altceva, zice, suntem una, pentru că Domnul Iisus spune, eu nu am făcut nimic de la mine, ci am făcut ce? Am ascultat tot ceea ce Tatăl mi-a poruncit. Datorită ascultării, datorită smereniei, dacă vreți, Fiului înaintea lui Dumnezeu, El numește, zice, una, prin ascultare. Și mă îndeamnă pe mine și pe tine astăzi, ca noi doi, să fim ce? Una. Să fim una. Prin ce modalitate putem noi să fim una? Noi putem să fim una chiar în adunarea aceasta, dacă avem în inimile noastre Duhul lui Dumnezeu, ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, ne iubim, ne supunem unii altora și trăim în pace și în dragoste. Dar dacă în mijlocul nostru sunt neînțelegeri, sunt dezbinări, sunt certuri, mai putem să fim noi una? Spune un frate în săptămâna aceasta, zice, măi, eu știu că la voi, la adunare acolo, se merge ca la un spital, acolo unde se vindecă rănile, nu ca să se facă rănile, să se provoace rănile. La voi, la adunare, ar trebui ca oamenii bolnavi, atât fizic și spiritual, să spunem așa, când vin la adunare, trebuie să meargă vindecați și nu cumva răniți. Și asta și m-am gândit, Doamne, dar de ce de multe ori oamenii merg răniți sau oamenii merg deja nemulțumiți sau oamenii merg dezbinați acasă? De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce există dezbinare? Păi am înțeles un singur lucru. Domnul Iisus spune clar. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Nici pe ucenici, nici pe cărturari, nici pe farisei, pentru că voi sunteți din lumea aceasta. Dar eu nu sunt din lumea aceasta. Eu vin din altă, din lumea de sus. Și eu nu pot să fac compromisuri cu păcatul. Eu trebuie să spun, la da să-i spun da și la nu să-i spun nu. De aceea lumea pe mine mă urește? Pentru că le spun adevărul pe față. Mă, fraților, hai să recunoaștem un singur lucru. Pe mine, când susțin un lucru personal, că nu este așa cum zic eu, chiar dacă nu iese și chiar dacă vine cineva și vă uită, vezi că n-ai dreptate. Și mi-arată adevărul în față pe moment, mă deranjează. Hai să fim loiali cu noi, hai să fim credincioși cu noi. De fiecare dată când cineva îți arată adevărul, îți arată partea cealaltă, că nu este așa cum spui tu. Întotdeauna adevărul doare. Dar este de primit. Că adevărul rămâne adevăr, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dacă mi se aduce o acuză, dacă ți se aduce o acuză că ești acuzat de minciună, ești acuzat de bârfă, ești acuzat de beție, ești acuzat de curvie, ești acuzat de ce știu câte lucruri, roade ale firii pământești. Și dacă în adunarea aceasta Dumnezeu a pus slujitori, sau în altă adunare, a pus slujitori, oameni care să propovădească cuvântul, oameni care să stea de vorbă, să aducă adevărul la evianță. Păi, indiferent că mergi acasă întristat, sau mergi mai bun sau mai sfânt. Asta depinde de tine și de mine. Întotdeauna oamenii au scrâșnit din dinți că le-a fost spus adevărul. Dar atunci când Duhul Sfânt era la lucru în mijlocul lor, oamenii aceștia care erau sensibilizați de adevărul pe care îl propovădeau, pentru că era un adevăr pur, oamenii aceștia n-au dat cu vota în stânga și în dreapta să arunce mizeria așa ca valurile mării. Nu, oamenii aceștia știți ce au spus? Fraților, ce să facem? Ce să facem? Când zice, voi ați ucis pe Domnul vieții, le spune Petru. Voi l-ați crucificat. Voi l-ați prigonit. Voi n-ați crezut în El. Asta e rezultatul Duhului Sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Când Duhul Sfânt te sensibilizează și mă sensibilizează și mă face să mă recunosc un păcătos.
mă face să recunosc că de fapt am nevoie de pocăință, am nevoie de iertare, am nevoie de smerenie. Doamne ajută-ne, dragilor! Amin. Lasă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, în mijlocul nostru. Lasă Duhul Sfânt în familiile noastre. Lasă Duhul Sfânt să mă sensibilizeze astăzi. În ceea ce privește mai întâi de toate păcatul, dacă vreți. Așa spune în Evanghelia după Ioan. În ceea ce privește păcatul, Ioan 16, hai să citim, dacă nu mă greșesc. Acum mă duc la cel ce m-a trimis. Și nimeni nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, mă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângăitorul nu va veni la voi. Dar dacă eu mă duc, vi-l voi trimite și când va veni El, adică cine? Duhul Sfânt, va dovedi lumea ce? Vinovată. Vinovată. Dar dacă nu-i Duhul Sfânt în adunare, dacă nu-i Duhul Sfânt în familia ta, dacă nu-i Duhul Sfânt în familia mea, cine îmi dovedește mie că sunt un păcătos? Tata? Mama? Fratele? Nu, stai liniștit, că noi suntem părtinitori. Eu reușesc să-mi conving soția, soția reușește să mă convingă pe mine. Să trăim în păcat, cum vrem noi, sau să trăim în sfințenie, stați liniștit. De-aia zice, nu te încrede în oameni. Nu te încrede, nu, că noi suntem, noi suntem țărână păcătoasă, noi oamenii toți. Toți oamenii avem încă firea aceasta pământească peste noi. Și niciodată, de puține o se întâmplă, atunci când ne corectăm. Dar spune Domnul Iisus, dacă eu mă duc la Tatăl, eu mă voi trimite acest Duh și acest Mângâitor și El va dovedi lumea vinovat în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. Așa se ne interesează despre păcat. Absența călăuzirii, absența becului, atunci când ai o anomalie, să spunem așa, la mașină, se aprinde becul, când ceva nu funcționează bine și tu din start știi, băi, ceva nu-i funcționează la mașină și trebuie să mă opresc. Absența Duhului Sfânt în viața ta și în viața mea s-ar putea să te ducă pe o cale greșită. Să crezi că ești bine și să crezi că tu nu vei muri ca acești galilieni. Să crezi că tu, de fapt, nu vei păți ca acești 18 inși peste care a căzut tuturor Siloamului. Și să treci cu vederea cuvântului lui Iisus când spune, vedeți că dacă voi, cei din Roma, nu vă pocăiți, nu vă îndreptați faptele voastre, nu vă dedați de la bârfe, de la minciuni, de la vorbe rele, de la iubire care, de exemplu, nu o demonstrați, de la trăirea voastră, să spunem așa un pic, în afara Scripturii, care este rezultatul? Securea a fost înfiptă, nu? Și dacă securea a fost înfiptă la rădăcină, stai liniștit că odată, de două, de trei ori, Dumnezeu îmi dă har, îmi dă posibilitatea de a mă întoarce. Dar vine ziua când Dumnezeu stă de vorbă cu tine. Zice, toți veți pieri la fel. Nu le spune acestor oameni, vedeți că ăștia care au căzut turnul din Siloam, ăștia erau puțin mai necredincioși. Erau oameni care, de fapt, trăiau în afara Scripturii. Erau oameni care călcau în picioare legea lui Dumnezeu. Erau oameni care se împotriveau lui Dumnezeu. Nu. Domnul Iisus are de-a face cu cine? Cu cei pe care i-a avea în față. Și le spune ce? Ceea ce îmi spune și mie și ție, să ne pocăim. Că dacă nu mă voi pocăi în această zi și, nu știu, aș vrea să noi înțelegem ce înseamnă termenul ăsta de pocăință. Știm ce înseamnă să ne pocăim? În simple cuvinte înseamnă un singur lucru, o întoarcere, dacă vreți, nu zic la 180 de grade, a direcției tale. Dacă până în ziua de astăzi ai mers pe calea ta nebună, prin roadele tale a firii pământești și ai rodit
din firea pământească toate lucrurile pe care le găsim în Galateni, în capitolul 5 acolo, Dumnezeu astăzi vrea să spună ție și mie, pocăiește-te, oprește-te, întoarce-te înapoi de la faptele pe care ți le-ai făcut. Pară-ți rău că ai furat, pară-ți rău că ai mințit, pară-ți rău că ai vorbit de rău, pară-ți rău că ai ucis, pară-ți rău de toate lucrurile pe care le-ai făcut în viața ta. Pară-ți rău, întoarce-te înapoi și adu roade înaintea lui Dumnezeu. Roade care sunt vrednice de pocăință. În aceste cuvinte, printre care Domnul Iisus le arată o ilustrație frumoasă, într-un fel, printr-un zmochin, dacă vreți, oamenilor acela care oarecum vrea să-i facă să înțeleagă că Dumnezeu totuși nu este un Dumnezeu radical. Dumnezeu este un Dumnezeu destul de îndelung răbdător și ne mai dă o șansă. Ne mai dă o șansă. Și zice că le-a spus pilda aceasta. Un om avea un zmochit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Sigur că când Domnul Iisus reprezintă această pildă celor care îl ascultau, în prima fază acestei pilde l-avea în vedere pe Israel, ca popor ales. Era un Israel numit, să spunem așa, într-o ilustrație a unui smochin, care vine vremea când stăpânul sau proprietarul vine ca să caute rod în el. Și nu găsește. Acum vă întreb eu pe voi, când aveți vreun copac, eu cred că am mai zis, am un lămâi acolo în casă, cred că are 4-5 ani. Așa. Are 4 sau 5 ani când nu mai aduce rod. Și tot aștept, și tot aștept să aducă rod. Ei, cred că a venit vremea judecății ca să-l scot de acolo și să plantez altceva, când nu mai aduce rod. Domnul Iisus vorbea despre Israel ca întreg popor, care era un numit, să spunem așa, chiar și în Osea, era numit un popor binecuvântat, un smochin. Ia uite, un smochin care ce făcea? Aducea roade chiar și primăvara, aducea roade întotdeauna. Ăsta era numit, ăsta, aici făcea referire Domnul Iisus la acest smochin, să spunem așa, la care se referia că există o vreme a cercetării, când și a îndurerii, dacă vreți. Și Domnul vine să caute rod și nu găsește. Un an, doi, trei ani. Nu te-ai întrebat în această zi că s-ar putea să fii în al treilea an? Poate că de trei ani vine Dumnezeu și cere de la mine, bă frate, uite, în Scriptură avem atâtea lucruri frumoase. Am vorbit săptămâna trecută, am vorbit despre lucrurile din lege, din capitolul 19. Să iubim, să nu bârfim, să nu mințim, să ne ajutăm, să ne sprijinim. Și parcă lucrurile acestea dispar. Va mai mult atunci când aducem în evidență legea lui Dumnezeu, aducem în evidență neprihănirea pe care o dă Dumnezeu și o arată Dumnezeu, dispare pacea din mijlocul nostru. Și apar dezbinările. Doi vor fi dezbinați împotriva trei. Tatăl împotriva fiului, fiul împotriva tatălui, mama împotriva soacrei. De ce? Dacă Domnul Iisus spune că eu sunt pacea, despre ce fel de pace? Despre ce fel de pace este vorba? Este vorba despre pacea lăuntrică care corespunde adevărului, binecuvântat să fie numele Domnului. Atunci când tu trăiești într-un adevăr, când tu mărturisești un adevăr, te duci cu el înainte, pentru că este un adevăr care corespunde cuvântului lui Dumnezeu și îți dă pacea. De ce există dezbinare? Pentru că tatăl îl apără, o apără pe fiică. Fica se duce la tatăl. Fiul se dă împotriva tatălui. De ce? Pentru că tatăl îl mustră. Iubiții mei, cuvintele acestea despre care le găsim în Evanghelie sunt cuvinte care ar trebui să ne dea de înțeles ceva.
Numai cei care caută adevărul și trăiesc în adevăr, numai cei, ei au pace cu Dumnezeu. Numai cei care trăiesc în dreptate și în neprihănire, numai ei vor putea să fie găsiți niște pomi care au rodit înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea ca să ți se pare că ești un pom plin cu roade. Să ai o părere mai înaltă despre tine decât ceea ce ți se cuvine. S-ar putea să te crezi că tu ești perfect, că tu ești neprihănit, că tu ești Sfântul Sfinților. Și atunci când ți se spune o vorbă, să nu accepti. Atunci când ți se spune un adevăr, să-l contestezi. Iubiții mei, aș vrea ca în această zi să ne oprim fiecare din alergarea noastră. Să ne privim în dreptul nostru. Să vedem ce fel de pom suntem. Dacă nu ai pace în viața ta, în familia ta, roagă-te lui Dumnezeu să lase această lumină, să lase Duhul Sfânt în viața ta, în familia ta, ca să-ți vorbească în ceea ce privește neprihănirea, în ceea ce privește păcatul. Spune, mi se pare, în cartea lui Iov, dacă nu mă greșesc, mi se pare că unul dintre tinerii care a vorbit pentru ultima dată spune că Dumnezeu vorbește în adâncul somnului. Atunci când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, Dumnezeu le vorbește. Și Dumnezeu le arată lucrurile bune și lucrurile rele. Dumnezeu îi face să înțeleagă. Mai bine zis, Dumnezeu aduce salvarea. Adică le spune oamenilor, uite băi, sunt niște păcătoși și ați trăit în păcat, întoarceți-vă de la Dumnezeu ca să nu cădeți și voi ca să nu cadă turnul Siloamului peste voi. Și dacă omul ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Se îndură o dată, de două și de trei ori. Avem un Dumnezeu bun? Dar s-ar putea să vină anul 4. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin în via sa, a venit să caute rod și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Spune proprietarul vierului. La ce să mai țină locul degeaba? Și e corect, dragii mei. E foarte corect lucrul acesta. La ce să mai ții locul degeaba? Îmi place cuvântul respectiv. Doamne, i-a răspuns vierul. Nu vreau să dau interpretări cine este vierul, cine este omul, cine este stăpânul. Vreau să mergem, să trăim așa cum scrie. Doamne, i-a zis vierul, adică cine? Cel care se îngrijea de smochin. Cel care avea de grijă. Doamne, i-a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap în jur, de jur împrejur și am să-i pui gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Aș vrea să spun în această zi că s-ar putea să fie în anul 4, în care 3 ani de har ai avut să te pocăiești. Sau 3 ani de libertate de a face, nu de har. De libertate de a face ceea ce crezi tu, de fapt. Și ceea ce ai învățat. Vine anul 4, pe care îl numesc un an de har. Puteți să-l acceptați? Dacă sunt 3 ani în care nu a adus rod și judecata deja era adusă împotriva lui, vine grădinarul acela și zice, vierul acela și zice, mai lasă-l. Domnule proprietar, mai lasă-l anul acesta. Este un har de la Dumnezeu care spune în această zi. Bine, Daniel, Grigor, Marta, Jenny, uite, am să mai îndur un an de zile. Uite, îți dau la dispoziție un an de har. Uite, nu țin în considerare că ai ocupat locul în adunare 3 ani și n-ai adus, n-ai rodit nimic. Ba de împotrivă. Ba de împotrivă.
N-ai zidit nimic, ba din potriva, ai dărâmat. Uite, spune grădinarul acesta. Domnule proprietar, mai lasă-l, uite, îmi iau răspunderea eu. Eu garanția, sau da, mă pun eu pentru chezaș, pentru acest om. Lasă-l încă un an de zile, dă-mi la dispoziție. Poate că într-un an de zile va citi Scriptura. Poate într-un an de zile, dacă dorește ca el să aleagă viața, cum spune în Deuteronom. Dacă dorești ca tu să alegi viața ca să trăiești, poate că vei reuși să înțelegi că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii. Că Dumnezeu nu aduce întristare, Dumnezeu nu aduce roade care în inima ta, roade care de fapt nu aduc zidirea sufletească în viața ta, în familia ta. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, al iubirii, al păcii. Pacea pe care o găsim la Domnul Iisus, când zice, vă dau pacea mea, este o pace lăuntrică, dragii mei. Nu este o pace prin acorduri, nu este o pace prin asamblee, nu este o pace pe care la nivel de conferință găsim anumite acorduri în care noi spunem că așa, așa, așa și cădem de acord și este pace. Nu, dragii mei. Pacea despre care o spune Domnul Iisus este pacea care să domnească în inima ta, care să-ți dea liniștea, care să-ți dea speranța, care să-L iubești pe aproapele tău, să-L iubești pe fratele tău, să-L iubești pe semenul tău. Dragilor, avem această pace în inimă? Întrebarea mea este, avem această pace pe care ne-o dă Domnul Iisus în inimile noastre? Putem să stăm în orice moment să stăm de vorbă cu oricine. Putem în orice moment să dăm o mână caldă din inimă, nu numai așa, formal. Putem să dăm de pe buzele noastre un pace care vine din adâncul inimii. Putem să arătăm de fapt că suntem un smochin, sunt un smochin care sunt în al patrulea an. Și am reușit totuși, prin Duhul Sfânt, să dau roade. Nu tu și nu eu. Duhul lui Dumnezeu este Cel care aduce roade în viața omului neprihănit. Doresc în această zi să mergeți acasă și să vă considerați că sunteți în anul 4. Sunteți în anul Harului. Că Dumnezeu ți-a mai dat o șansă. Ce aveți de gând să faceți? Să vă întoarceți la Dumnezeu cu smerenie, așa cum spune Ioel, să plângeți între tindă și altar preoții Domnului, să ne mărturisim greșelile, să ne facem o analiză, să vedem pe ce care suntem și să ne întoarcem la Dumnezeu care zice, grădinarul acela, păi, investesc eu în copacul acesta, în smochinul acesta, investesc eu anul acesta și am zis, fac tot ceea ce trebuie. Și că tu nu trebuie să faci nimic decât să fii un om ascultător în această dimineață, un om care să iubești, așa cum spune fratele Marco, să iubești casa Domnului, să iubești adevărul care îl găsim în Sfânta Scriptură și în numele Domnului Iisus primim har și îndurare încă o dată. Nimeni din noi să nu se găsească venit prea târziu la pocăință. Ușa harului este deschisă și astăzi, în al patrulea an. Numai s-ar putea că dacă nu ne vom pocăi în anul acesta, s-ar putea ca să sfârșim și noi, ca cei din Galileea, pe care sângele jertfelor cu le-a amestecat Pilat cu sângele lor, și ca cei peste care a căzut turnul Siloamului. Și doar istoria va vorbi ceva despre noi, dar nici ea, că nu este nimeni cine să scrie, nu suntem așa oameni însemnătați, ca să scrie cineva ceva despre noi.
Dar dacă ne vom întoarce în anul acesta de har și vom fi oameni care vom aduce prin Duhul Sfânt ca roade dragostea, bunătatea, pacea, bucuria, Dumnezeu sigur, lumea nu va scrie o istorie despre noi căzuții. Dar dacă vom aduce roadele acestea, sigur că avem garantat că numele noastre vor fi scrise în cartea vieții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Avem garantat că Dumnezeu este Cel care vede și la sfârșitul vremurilor, când vor fi deschise cărțile acestea, și numele tău, și numele meu doresc să fie scris în această carte a vieții. Și am dorit să ne regăsim cu toți. Amin. Dar până atunci, doresc să vă duceți aminte că sunteți în anul Harului. Întoarceți-vă la Dumnezeu atâta vreme cât mai este timp. Amin. Amin.